Pericol de explozie la ieșirea din Pitești. Traficul peste Podul Viilor a fost oprit timp de 2 ore. Motivul: magistrala de gaze, canalizare și apă care leagă municipiul de localitățile limitrofe a fost dislocată în urma lucrărilor efectuate în zonă. Reprezentanți de la ISU au izolat perimetrul, iar cei de la compania de gaze au oprit imediat alimentarea și au încercat remedierea problemei. Tratul pentru situații de urgență Argeș a fost solicitat pentru asigurare măsuri PSI în zona Podul Viilor datorită fisurii unei conducte magistrale de gaze. Ajuns la locul intervenției, s-a putut constata o scurgere mare de gaze care putea produce o acumulare de gaze și apoi o explozie în urma existenței unei surse de aprindere. În acest moment, pericolul a fost îndepărtat prin închiderea vanelor principale ale conductei. În urma verificărilor efectuate împreună cu cei de la societatea care furnizează gazele, s-au constatat că nu mai există pericolul de explozie și nu mai sunt gaze în zona podului. Pericolul, să înțelegem, că a fost destul de mare. La momentul evenimentului, pericolul era destul de mare datorită traficului intens de pe acest pod, datorită trecătorilor care pot să-și aprindă o țigară sau să folosească surse, mă rog, pentru alte necesități și putea exista pericol de explozie. De aceea s-a și luat măsura închiderii traficului pe o perioadă determinată. Este vorba despre o conductă cu diametrul de 30 de centimetri care face legătura între Pitești, Ștefănești și Comuna Mărăcineni. A fost instalat un perimetru de siguranță de 150-200 de metri, iar podul de peste Argeș a fost evacuat și sute de oameni au fost nevoiți să aștepte. Viceprimarul Cornel Ionica a sosit imediat la fața locului pentru a vedea cum poate fi remediată situația. S-a întâmplat un lucru extraordinar pe care nu l-a prevăzut nimeni și care este destul de periculos și creează probleme în transmiterea utilităților publice înspre și dinspre localitățile vecinate Ștefănești, Mărăcinești către Pitești. Despre alimentarea cu apă, canalizare, gaze și transmisiunile speciale, estacada, grinda de susținere s-a prăbușit pur și simplu de sub podul Argeș și s-a prăbușit la sol și în apă. Dar care ar fi cauza acestui? Deci echipamentele de susținere sunt foarte îmbătrânite, în jur de 45-50 de ani. Nu intrau în refacere, nu erau prinse în proiectul de refacere a podului de peste Argeș. Ele sunt înainte de a se reabilita podul în 1978, țin cumva de primul pod, care podul este din 1913, dar cu 40-50 de ani a fost montată această grindă de susținere, această estacadă a conductelor de aprovizionare cu apă, canalizare și cu gaze. Și acestea, datorită vechimii, pur și simplu a traficului, a vibrațiilor, s-au prăbușit. 10 echipaje de la Distrigaz au ajuns la fața locului pentru intervenție. Timp de 2 ore, traficul spre Brașov și Câmpul Lung a fost deviat pe un drum județean. În cazul în care ar fi avut loc o deflagrație, pagubile ar fi fost imense, mai ales că în zonă se află mai multe benzinării. Cei mai afectați rămân în acest moment locuitorii din Ștefănești și Mărăcineni.